Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, a anunțat că procedura de distribuire a etichetelor sociale pe suport electronic pentru mamele defavorizate cu nou-născuți a devenit oficială din data de 5 august. Aceste etichete în valoare de 2000 de lei sunt destinate achiziționării de produse necesare îngrijirii nou-născuților. Programul este finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Are un buget total de 119,2 milioane de lei și se desfășoară pe o perioadă de 4 ani. Sprijinul este acordat o singură dată pentru fiecare nou născut și vizează diverse categorii de mame vulnerabile, inclusiv cele beneficiare ale venitului minim de incluziune, mamele cu dizabilități, mamele în situații critice sau cele fără acte de identitate. Tichetele vor fi distribuite prin autoritățile locale, iar beneficiarii au la dispoziție 90 de zile pentru a le ridica. În cazul în care copilul este lipsit de ocrotirea mamei, etichetele vor fi acordate reprezentantului legal al copilului.